Hei, Andrei și Iana s-au mutat în sfârșit împreună. Știu că zilele trecute, de fapt acum o săptămână, dacă nu mă înșel, Andrei pusese un mesaj la el pe Insta și întreba dacă cineva are un apartament cu două camere în Bacău spre închiriere să-i trimită un mesaj. Ia uitați-o pe Iana cât de frumoasă este aici. În sfârșit s-au mutat împreună. Iana a scris un mesaj ceva de genul, sper că nu ne-ați uitat, noi în sfârșit ne-am mutat. Iar astăzi a postat această poză superbă, chiar sunt frumoși amândoi. Știți că Iana a făcut în Moldova niște cursuri de unghii și probabil și acum și-a găsit sau își caută sau face ceva cu aceste cursuri, pentru că dacă a profesat și a mai făcut practică, chiar îi sunt de folos aceste cursuri. Eu cunosc fete care fac și acasă treaba aceasta și le merge foarte bine.